Administrația Municipală Câmpul Lung Moldovenesc a reușit să obțină finanțare europeană pentru un nou proiect. De această dată este vorba despre unul dintre cele mai vizitate obiective turistice câmpulungene, Muzeul Arta Lemnului. Exact în săptămâna de 15 ianuarie să obținem și avizul de la ISU Suceava, astfel încât și acest proiect deja să treacă de CTE în cadrul companiei și aceeași procedură de scoatere la licitație, e vorba de o investiție care se apropie de 3 milioane de euro. Și o investiție destul de importantă, faptul că este și clădirea de așa natură, găzduiește una din cele mai importante colecții de lemn din țară. Iar pentru perioada următoare, administrația locală a pregătit numeroase proiecte. După aceea avem, v-am spus, toate școlile și liceele pregătite, care deja noi le-am și depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Achiziției Publice, fiindcă actualul guvern vor să reabiliteze, printr-un program, 2000 de școli în România. Și sunt optimist că și școlile pe care le-am enumerat vor fi incluse în cele 2000 de școli. Avem un centru de agrement sportiv pe stadionul municipal. Trebuie să vă reamintesc că am câștigat în instanță retrocedarea stadionului municipal. Nu a fost un lucru ușor, un lucru anevoios, dar am reușit să revină stadionul municipal comunității noastre, fiindcă era pe lista retrocedărilor, un lucru care într-adevăr ne-a bucurat și ne bucură, este un efort și al Consiliului Local și al conducerii executive. Ne-am pregătit din timp să avem o firmă de consultanță de proiectare care să ne ținem pașii exact, să știm exact ghidul, să știm pretențele ministerelor sau companiilor prin care se derulează proiectele pe fonduri europene. Iată drept dovadă că eficiența se vede. Că, repet și închei, suntem pregătiți cu 14 proiecte fonduri europene.